Ok, Ana, deci nu știu cine te-a pus pe tine să faci concursul ăsta versus mine, dar zic de pe acum că nu ai nicio șansă. Deci, bă, chiar am avut noroc astăzi la diamante. Am avut 15 minute, fraților, la dispoziție să găsim cât mai multe diamante posibile și, bă, Ana, eu zic că, bă, bune, n-ai nicio șansă, atâta spun, dar o să numărăm diamantele acasă. Uite, deci tu, în primul rând, ți-ai folosit diamante pentru pickaxe-ul ăsta de diamant. Adică deja ai pe minus cu 3 diamante față de mine, ok? Deci o să vezi că mai multe diamante decât tine și o să câștig pariul ăsta în sfârșit pentru prima oară, pentru că azi chiar am avut noroc și am găsit o groază de diamante. Păi aveam în plus că am multe. Cât de multe poți să ai, mana? Că eu chiar am făcut rost de foarte, foarte multe diamante și de data asta ți-am spus că chiar o să te bat, dar lasă că vedem acasă. Hai să mergem acasă, numărăm diamantele și cine are cele mai multe le păstrează pe toate cum am stabilit, ok? Hai că acum chiar simt că pentru prima oară chiar am și o șansă, bă, frate. Deci oficial a venit moment adevărului, Ana. Pune în chestul ăla de la tine de acolo diamantele și o să le pun și eu în chestul ăsta de la mine și o să vezi că, bă, frate, de data asta chiar te-am luat. Adică, pe bune, 15 minute am făcut mai mult decât un diamant per minut, atâta pot să zic, și am făcut chiar și niște iron, dacă te interesează. Uite, pun și iron-ul aici doar așa ca să vezi că am făcut mai mult decât tine. Ideea e că cine are mai multe diamante, v-am spus, le păstrează pe toate, pentru că Ana mereu câștigă la jocul ăsta și m-am săturat. Hai, mana, să te văd. Ești pregătită? Ne uităm în chestul celuilalt, să-mi dai tot ce ai. Păi nu știu, că poate am mai multe diamante decât tine, cine știe. Habar nu am, nu știu. Ai minat și pentru mine? Du-te, mă, de aici, că o să am mai multe 100%, că am făcut mai mult de un diamant per minut. Adică chiar m-am mișcat foarte repede, ok? Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Mă, ce? Stai, câte diamante sunt aici? What? Mai mult decât un stack de diamante? Bă, ce? Astea sunt aproape 2 stack-uri de diamante cu... Bă, ce? Și gold, eu nici n-am mai stat să iau goldul. Stai un pic. Bă. Am avut 15 minute la dispoziție. Cum e posibil așa ceva? N-are niciun sens. Mersi de diamante, bă, diamantele mele. Bă, stai. Bă, cum e posibil să ai atât de multe diamante? Că eu nu înțeleg, bă, frate. De fiecare dată câștigi la jocul ăsta și de fiecare dată ești tu aia cu multe diamante și chestii. Bă, m-am săturat. Ce faci tu? Trișezi, ai un hack, ai ceva. Am eu o mic unealtă secretă. Păi ai hack-uri, gata, te spun hackerului și o să te dea afară, să știi. Mă, stai așa un pic. Ana, tu ce ai în mână în secunda de față? Nu te-am mai văzut niciodată cu ceva enchantat pe server până acum. Cum adică? Că tu când te duci la minat aveai un pickaxe de iron. Cum adică? Păi eu am avut pickaxe de iron și am început cu pickaxe de iron. Tu de unde ai pickaxe-ul ăsta enchantat? Am dat bani pe... Ia stai un pic, Ana, pot să văd și eu pickaxe? Vreau și eu să văd pickaxe-ul. No, da, Ana, arată-mi pickaxe-ul în secunda de față, gen fix acum, că sunt atât de nervos încât... Nu, Ana, arată-mi chiar acum pickaxe-ul. Bă, ce? Ce, mă, asta? Bă, stai un pic. Bă, tu nu aveai ăsta până acum, nu te-am văzut niciodată. Mă, ce? Ce, mă, frate, ăsta? What? Fortune 3? I'm breaking 3? Mending și efficiency? Tu faci mișto de mine. Bă, dar nu-i corect, bă, frate. Du-te, deci nici nu mi-ai spus de pickaxe-ul ăsta, că ai tu nu știu ce pickaxe. Nici nu-ți mai zic că mi-l repară și minerul. Păi ai mending, păi nici n-ai nevoie să-ți... Oh, uite cât de nubi are și mending și nici nu știe ce face, cred că, mending-ul. Ok, știi ceva, Ana? Oficial sunt foarte supărat pe tine, pentru că concursurile astea nu sunt deloc corecte și m-am săturat să pierd în fiecare dată, frate. Bă, deci n-are niciun sens, nici măcar nu înseamnă că ești mai bună decât mine la Minecraft pentru chestiile astea. Efectiv n-are niciun sens. Păi cum adică, ba da? Păi tu ai un pickaxe foarte, foarte bun și eu aveam din ăsta de iron. Eu sunt mai bun decât tine, că eu l-am găsit cu ăsta de iron. N-am trișat cu pickaxe din ăla super, super bun. Atâtea făcusem în 2 minute. Oh my god, mamă, sunt atât de nervos, fraților. Bă, nu pot să cred că mi se întâmplă chestia asta. Ok, Ana, fii atent aici. Am o propunere pentru tine. Ce nivel de experiență ai în secunda de față? Cât XP ai? Eu am level 24-7. Mama, am uitat că tu stai și mine toată ziua. Ok, deci ai undeva la 20 de nivele mai mult peste mine în secunda de față. Fii atent aici. Ca să-ți arăt că eu chiar sunt un jucător adevărat, ok? Și că pot să joc Minecraft mai bine decât tine, înseamnă că ar trebui să pot să fac rost de mai mult
mult XP decât tine, în mod normal, dacă știu să mă joc mai bine. Nu, mai ales că tu ai pickaxe-ul ăsta de poți să spargi și poți să faci o groază de chestii. Fii atentă. Îți propun un nou pariu ca să pot să-mi iau și eu diamantele înapoi, pentru că am 100 de miliarde de mii de datorii și chiar aveam nevoie de diamantele alea, gen pe bune. Fii atentă. Hai să facem așa. Hai să facem un pariu cine are nivel mai mare de experiență până la sfârșitul zilei, și câștigătorul ia toate diamantele de s-au minat astăzi, și dacă tu câștigi, eu îți mai dau încă pe atâtea diamante câte ai minat tu astăzi. Adică alea 2 stecuri de diamante îți mai dau și eu încă 2 stecuri. Dar dacă câștig eu, trebuie să-mi dai tot ce ai minat astăzi și ce o să mai minezi. Adică dacă te duci acum și mai minezi 100.000 de diamante, trebuie să mi le dai și pe alea până la final. Te bagi sau nu? Hai că ai un avantaj de 20 de nivele, Ana. Dacă ești un jucător bun, o să faci mai multă experiență decât mine. Păi eu am mai câștigat un pariu. Păi nu mă interesează. Vrei să faci pariul ăsta? De ce să pierd ce am câștigat? Păi atunci înseamnă că ești fricoasă. Asta e, Ana, fricoasă. Dacă nu vrea să se bage, ai și 20 de nivele peste mine. Ai și avantaj. Bine, hai. Ok, fii atentă. La 12 noaptea se termină pariul. Baftă, Ana. Ia uite cum se duce. Direct pe mina. Se duce și o să mineze toată ziua. Hai, mersi. Ok, experiență. Bun, deci acum că mă gândesc, când am făcut pariul ăsta, am cam omis faptul că Ana o să aibă un pickaxe foarte, foarte puternic și deja s-a dus să mineze, frate, dar ok, trebuie să mă gândesc la o variantă mai bună decât minatul, pentru că totuși sigur sunt variante mult mai bune în Minecraft să faci jos de experiență decât să minezi, și o să câștig pariul ăsta. Nu o să o las pe Ana să câștige de data asta, bă, nu o las. Ok, deci tocmai ce m-am uitat la un tutorial pe YouTube și spunea că cea mai bună metodă să faci experiență Minecraft este cu o fermă de monștri, fraților, dar avem o mică problemă, pentru că eu nu prea am o fermă de mob și nu prea am spawner sau nimic de genul ăsta, dar știu unde să găsesc mobi, la Ana acasă, pentru că știm cu toții că iubește animalele, care dropează foarte mult XP delicios. Salut, Rex! Ok, nu, stai un pic, gen, nu cred că e ok, nu? Ok, nu, sunt mai bun de atât, nu o să-l sacrificăm pe Rex pentru clipul ăsta. Ce credeți? Credeți că sunt un om atât de rău? Ok, trebuie să găsim altă variantă, iar Rex, folosește eu cu încredere, habar n-am. Trebuie să găsim o variantă mai bună, că nu am mob spawner și trece timpul, am până la finalul zilei să fac o groază de levele. Ok, fraților, stați fără nicio grijă, pentru că sunt pe cale să cer ajutorul celui mai profesionist player de pe serverul ăsta. Adică, pe bune, dacă nici el nu știe ce să fac, nu mai știe nimeni. Și normal că este vorba, fraților, despre Clătituță de la cafenea. Adică dacă n-are idei bune, măcar are fursecuri bune și chestii de genul. Adică, da, sunt sigur că o să mă ajute el cumva. Sigur trebuie să mă ajute. Ce zici, bă, Clătituță? De cât timp nu te-am mai văzut, bă? Uite, îmi pare rău că n-am mai venit pe la tine pe la cafenea. Ideea este că am un mic concurs cu Ana Banana. Mă rog, știi cum sunt eu cu Ana. Adică face numai chestii de astea în fiecare zi aproape. Ideea este că am nevoie de un loc unde să fac foarte, foarte multă experiență pe server. Ai orice idee unde aș putea găsi un astfel de loc? Sau habar nu am, că tu ești pe serverul ăsta de mai mult timp decât mine. Poate știi ceva ce eu nu știu, sau vreun secret, ceva, te rog eu mult. Deci rămân dator, pe bune zic, fără niciun mișto. Știu exact ce ai nevoie, mergi la coordonatele astea, X240 cu Y-2, ok, 240 minus 23, ok, mulțumesc foarte mult, Clătituța, rămân dator, ok, promit că vin aici și când o să câștig pariul ăsta, cumpăr fursecuri de toți banii, mulțumesc foarte, foarte mult. Ok, deci 240 cu minus 23. Ok, 240 minus 23. Ok, deci ar trebui să fie pe undeva pe aici, dar nici măcar nu mi-a spus ce ar trebui să găsesc pe aici, pe la coordonatele astea, dar ok. Oh, wow! Presupun că chestia asta, deci e ceva de minat? E o mină secretă? Ce... Mă, ce se întâmplă aici? Ok, stai așa un pic să-mi pun echipamentul pe mine atunci. Deci, aparent e emerald sau ce e ăsta, bă, frate? Ok, știi ceva? Atâta timp cât îmi dai experiență, nici nu mă interesează. Ce e chestia asta? What? Ce? Rău experiență? Mă, ce? Asta e experiență, gen? Stai, nu te cred. Stai un pic. What? E efectiv experiență pe care pot să o folosesc? Bă, ce? Minez experiență? Cum vine chestia asta, gen? Ok, dar dacă încerc eu să fac o schemă de genul ăsta și pun ăsta aici și fac așa, pot să fac asta? Nu merge să fac nimic cu ea. Ok, deci aparent experiența asta este doar să o folosesc în inventar și atât. Bă, ce tare! Dar nu știa că există așa ceva în primul rând, dar ok. Bă, mulțumesc, Lucletituță, pentru locul ăsta. Aparent chiar există un loc unde pot să farmeze așa ceva, ceea ce este super bine. Și am și căul, care și ăsta îmi dă experiență din când în
din când, dacă are chef, hai că bine, hai că ușor, ușor poate mă apropii și eu. Dar fac ceva nivele. Dacă stau să minez aici, văd că e o groază. Stai așa că dacă iau toate chestiile astea de aici, mamă, băi, fac imediat nivel. Ok, ok, hai că deja măcar suntem bine, măcar am descoperit o metodă, fără să trească să stau să mă chinui să găsesc diamante și chestii de genul. Wow, deja am putut nivel și ceva. Mamă, dar parcă e cam încet, nu știu, dar măcar văd că e foarte multă pe aici, poate reușim să rezolvăm ceva măcar. A few moments later. Fraților, anunț mega important, voiam să vă spun că oficial avem o nouă colecție de mărci pe lucalu.ro cu un nou model, ediție limitată de vară. Intrați chiar acum pe primul link din descriere dacă vreți să vă luați și voi un tricou, o șapcă sau chiar și pe cățelul Anei Rex cu noul model de vară și noi haideți să ne întoarcem la clip. A few moments later. Și ăsta ar trebui să fie ultimul. Ok, fraților, deci uitați-vă ce s-a întâmplat aici. Nu mai este nimic, am secat toată mina asta sau ce ar trebui să fie chestia asta și am o groază de experiență acum, ok? Trebuie să vedem cât level o să fac. Deci am avea level 47 când am început. Probabil acum are măcar 50. Deci hai să sperăm că o să fac și eu level 60 din toate astea. Da, nu știu ce să zic. Haideți să vedem împreună. Deci am 29. Scrieți pe acum în comentarii cât credeți că o să fac. 3, 2, 1 și dai. Hai, mamă, dar fac greu, rău. 30, ok. Haide. Dai, mamă, hai bă, mai mult vreau, mai am nevoie de mai mult, 32 abia, hai de mine. Fraților, nu arată prea bine situația, ok, deci am reușit să fac rost de măcar 5 levele sau ceva de genul, dar nu e destul, am nevoie de mult mai multă experiență. Hai de capul meu, ok, chiar intru în criză de timp, am pierdut foarte mult timp aici, o să iau lucrurile și mă duc să caut alt loc, că nu se mai poate, că aici oricum nu mai era nimic de văzut. Bă, nu știu, cred că ar trebui să mă duc și la minat, dar Ana are avantaj cu tărnăcoasă. Copul ăla, mă, frate. De ce am acceptat? De ce am propus pariul ăsta în primul rând? Că eu nici măcar n-aveam un plan stabilit. Credeam că o să fie mult mai ușor de atât, frate, să faci niște experiență. Și Ana acum o să fac o groază cu târnă copul ăla ei. Hai de capul meu. Stați liniștiți, fraților, că nu ne lăsăm mai prejos pentru că sunt în mijlocul pădurii la bunul meu prieten vrăjitor. Adică, bă, pe bune, am un prieten vrăjitor. Dacă nici el nu știe să mă ajute în situația asta, habar nu am ce să mai zic, pe bune, gen chiar o să fiu foarte, foarte supărat. Bună, salut. Ce ia? Uite-l, bă, pe vrăjitorul, ce mă așteaptă el aici la ușă. Bă, da, de ce stai mereu la ușă? Nu înțeleg care e faza. O, burgere, ce zici? Nu te-am mai văzut de mult pe la mine. Bă, na, nu vreau să fiu nesimțit sau ceva, dar casa ta, să zicem că nu este în cel mai central loc din oraș, adică nu prea merg în pădure atât de des. Dar ce mai zici, vrăjitorule? Cum e viața ta? Ce mai zici? Băi, sincer, plictiseală maximă în pădurea asta. Poate ar trebui să-mi iau o casă de vacanță în oraș sau ceva. Bă, vrăjitorule, eu chiar te susțin cu ideea asta, chiar e o idee destul de bună. Dar fii atent aici, am venit și eu la tine cu o mică rugăminte și știi că ești fratele meu, ești cel mai bun prieten al meu din toată pădurea asta, gen sau ceva de genul. Am nevoie să fac foarte multă experiență. Ai cumva vreo poțiune care să mă ajute cu chestia asta, gen habar n-am, să iau mai multă experiență decât în mod normal sau orice fel de poțiune, orice fel de chestie care să mă ajute cu experiența? Ah, da, lejer, mergi la chesturile din spate și vezi în chestul 2 de pe coloana 2. Ok, presupun chestul, astea, chestul 2 din coloana 2, ăsta ar trebui să fie, nu? Ok, ia să... Maoleu, ce bă aici? Battle of Enchanting, câte... Uai, de capul meu! Bro, de unde ai toate chestiile astea? Efectiv, ai de capul meu 4 stack-uri întregi. Deci, fac orice pentru astea. Ce trebuie să-ți dau pentru ele? Deci, am nevoie rău, rău de tot. Sunt într-un concurs, e complicată treaba. Am nevoie urgentă de toate poțiunile astea. Stai liniștit, că poți să le iei gratis. Bă, las-o încolo, îți mai dădeam, dar durează ceva să se facă. Dacă știam, îți păstra mai mult. Bă, cred că îmi cam ajung. Sincer, îți mulțumesc foarte mult. O să mă ajuți, m-ai ajutat de fapt enorm de mult în pariul ăsta. Eu te-am lăsat că am până la sfârșitul zilei să fac level foarte, foarte mare de XP. Ok, te pup, mulțumesc mult. Te pup și o să mă uit să îți facem rost de o casă în oraș neapărat, că e jale aici, te-am pupat. Ok, fraților, deci oficial eu zic că suntem destul de bine, destul de foarte bine. Și hai de capul meu, bă, ce nu-mi place drumul ăsta înapoi spre casă. Avem
venit momentul, fraților, momentul adevărului. Haideți să vedem, am level 33, să vedem cât de mult XP putem face. Și uitați-vă că nici măcar nu am minat, nici măcar, bine, am minat puțin, dar nu am minat gen, nici măcar nu m-am dus să minez special, m-am dus doar în locul ăla. Ok, hai să vedem, 3, 2, 1 și ia vedeți aici cât nivel. Mamă, vezi că suntem bine rău de tot, fraților. Ok, fraților, deci am reușit să facem mai bine de 66 de nivele din toată nebunia asta. Bă, deci ce m-a ajutat vrăjitorul? 66 de nivele, cred că oficial i-am luat fața Anei. Deci în secunda de față, habar luam ce face Ana, dar cel puțin la egalitate suntem, dacă nu cumva i-am luat fața. Și gândiți-vă că eu am pornit cu 20 de nivele mai puține. Deci suntem pe drumul cel bun, dar acum trebuie să ne mai gândim că mai e timp, frate, încă e soare afară, dar trebuie să ne mai gândim la ceva, o variantă, cineva, cine poate să mă mai ajute oare? Că eu de unul singur sunt vai de capul meu, adică hai să fim serioși, trebuie să mă ajute cineva, dar oare cine poate să mă mai ajute? Ia stai un pic, cred că știu eu o persoană destul de deșteaptă care ar putea să mă mai ajute. Maria, ești laborator, am nevoie de o mega favoare din partea ta, Maria, îți văd numele, vai, hai vino să-mi deschizi și mie, că ai băgat aici cu parolă, pe vremea mea nici n-aveai parolă la laboratorul ăsta, uite te-ai șmecherit și nici nu-mi zici și mie parola asta. Ce faci, bă, Maria? Ok, stai așa că îmi iau costumul pe mine ca să nu zici că știu cum zici tu cu costumul, gata, am costumul pe mine, nu există radiații, nu există nimic, fii atentă. Maria, am venit la tine cu o treabă foarte, foarte urgentă, am nevoie să mă ajut mai rău ca niciodată și promit că îți rămân dator pe viață dacă mă ajut cu chestia asta, pentru că știi că ești omul meu de știință favorit din toți oamenii de știință, nu? Adică ce e ăla Leonardo DiCaprio și toți ăștia care au mai fost oameni de știință sau Michael Jackson și cine mai era, nu știu sigur, nu prea știu oameni de știință, dar mă rog, nu contează asta. Deci fii atentă, Maria, am nevoie de ajutorul tău să fac rost de experiență. Am nevoie de foarte, foarte mult XP în Minecraft. Trebuie să mă ajuți, nu știu exact cum, dacă ai o poțiune care poate să-mi dea să fac mai mult XP sau orice chestie de genul acesta, efectiv, dacă poți să mă ajuți în orice fel, îți rămân dator pe viață. Dacă vrei, eu te pot ajuta. Asta vreau să aud, că lucrez la un proiect. Maria, ești genială, Maria, ești genială. Cu niște dimensiuni, niște dimensiuni. Cum ar ajuta niște dimensiuni? Totuși, există o dimensiune de XP, gen. Mamă, cum ar fi să existe, gen, să fie. Ia, și poate bag niște parole aici să te teleportezi într-o dimensiune de XP. What? Există așa ceva? Mă bag, vreau să fac chestia asta. Eu te ajut, dar nu e sigur tot 100%, adică poate să dea și eroare. Bă, și să pierzi tot. Ok, bă, Maria, eu nu prea mai am altă variantă, adică nu mai am foarte mult timp la dispoziție, sincer. Cred că într-o oră, două, deja nu prea am... Trebuie rapid, ok? Eu nu răspund de nimic, cum vrei, vezi că te țin maxim o oră acolo. Bă, nu știu, dacă pot să fac mult level, e tot ce am nevoie, ok? N-am nevoie de mai mult, și o oră, dacă pot să mă ții, e perfect. Și te scot eu ca să nu eșueze. Ok, deci tu o să fii, mamă, zici că e o misiune din aia ca în filme, gen, să rămâi blocat. Mamă, deci tu stai aici la calculator și eu mă duc aici și mă teleportez și chestii. Mamă, dă costumul, o să scot costumul de pe mine, bine, ok, tu nu spui niciodată să-mi scot costumul, dar ok, intră repede. Ok, bun, sunt pregătit, Maria, sunt pregătit, oh my god, deci am încredere în tine, te rog să meargă chestia asta, am nevoie de chestia asta să meargă, ok? Ok, ia uite pe Maria acolo ce lucrează, ea ce face, mamă, bă, abia aștept, frate, deci te rog să meargă, te rog să meargă, te rog să meargă. Wow, fraților, voi vedeți ce văd și eu? Bro, sunt pe un bloc de experiență. Și uitați-vă la nivelul meu, bro, mi-a crescut nivelul de când sunt aici. Oh my god, fraților, asta e genial. Deci efectiv pot să stau aici și îmi crește nivelul la infinit. Hai, v-am pupat că eu deja am 84. Bă, frate, deci efectiv e cea mai șmecheră chestie, pot să stau aici toată viața. Ok, fraților, deci mai avem puțin și facem deja level 100, dar văd că se updatează odată la un timp, așa că acum văd că nu mai fac XP. Hai că deja am 130, fraților. Deci, bă, îi rămân dator Mariei după faza asta, pe bune de nu. Păi presupun că eu o să stau aici, feca, pe blocul ăsta și o să revin puțin mai încolo. Cred că îmi las calculatorul efectiv deschis aici. Haideți că m-am dus și eu până la baie. Vă place experiența mea? 400! Am nivel 400, n-are cum să mai bată Ana. Doamne, ce nervoasă o să fie! One eternity later. Fraților, ce ziceți? Ar trebui să mă opresc aici sau să mai stau pe blocul ăsta? Îmi cam place blocul ăsta de XP, nu o să vă mint. Adică, mamă, ce era să-l sparg... Mamă, dacă îl sparg, cred că nu mai am XP, nu? Oare 10.000 de nivele ajung pentru challenge-ul ăsta? Adică, cred că ar trebui să mai aștept un pic. Poate totuși face Ana mai multe, cine știe.
20.000 de nivele, eu zic că ajung, fraților, sincer, dar văd că efectiv primesc din ce în ce mai multe. Oh my god, Maria, asta a fost cea mai șmecheră chestie din toată viața mea, deci îți rămân dator vândut. Pot să ies din chestia asta acum? Hai că trebuie să mă duc să câștig concursul de experiență. A funcționat de minune, deci a fost perfect, îți rămân dator, promit, ești cea mai șmecheră persoană din lume, ok? Ah, ok, trebuie să iau ăștia pe mine, ok, gata. Mulțumesc foarte mult, Maria, rămân dator, mă duc repede să câștig concursul, că imediat e 12 noapte și o să zic Ana că n-am câștigat și nu știu ce, 32 de diamante face, te plătesc după, îți dau banii după ce iau de la Ana, că trebuie să ofer de bani. Bă, ce place. Ok, gata, am ajuns, sunt aici, ia uite-o și pe Ana, n-are nicio treabă, e în vacanță, gata Ana, am ajuns la timp, aproximativ, nu, n-am întârziat atât de mult, am întârziat și eu, 5 minute acolo, te aștept de ore întregi, n-ai cum să mă aștept de ore întregi, efectiv am întârziat foarte, foarte puțin. Dar, Ana, vreau să-ți spun că de data asta, dacă nu am câștigat nici pariul ăsta, bă, eu nu mă mai joc pe server niciodată, eu nu mai intru efectiv pe serverul ăsta dacă nu am câștigat pariul de data asta, deci, bă, e imposibil să-mi spui tu că nu am câștigat pariul ăsta. Păi vezi că am făcut șmecherii și am mult XP, lasă că și eu am făcut niște tactici, Ana, niște tactici care cred că te vor surprinde, foarte, foarte interesant. Deci, hai să recapitulăm pariul, înainte să zic ce nivel am. Ai spus că îmi dai absolut toate diamantele de la eminat și mai devreme, dar și tot ce ai minat astăzi, toată ziua, da? Deci tot ce ai minat tu astăzi îmi dai dacă eu am level mai mare ca tine, da? Ok, Ana, chiar sunt curios și ai început și cu 20 de nivele mai mult, corect? Deci cât aveai? 47 și aveam 20 și ceva. Bun, Ana, eu zic așa, hai la 3 să scriem fiecare ce nivel are pe chat. Ești pregătită? Deci ești pregătită? Nu știu că ești pregătită. Vrei să scriem? Hai că eu am pregătit numărul acolo, hai. 3, 2, 1 și... 89! Ce 89 ai, bă, tu? Ai hack? N-am niciun hack, Ana, deci trebuie să... Deci fii atent, nu e posibil să ai atât? Ok, stai că îți trimi poză pe Discord acum, stai că îți trimi poza acum. Ce părere ai de chestia asta, Ana? Nu e posibil? Cum? Adică că ți-am dat poză din Minecraft-ul meu, n-are cum să nu fie posibil să faci atât în Minecraft în 24? Am avut mai puțin de 24 de ori în apărarea mea. Bă, dacă tu ai zis că ai făcut șmecherii, am făcut și eu șmecherii. Să zicem doar că am niște prieteni care m-au ajutat, Ana, așa că hai, scoate diamantele încoace. Hai, că știu cum faci tu și nu mai vrei să-mi dai diamantele. Scoate cu diamantele. Deci, ați văzut, fraților, am câștigat pariul detașat. Realizez că nu-ți dau ad asta, că bă, pe cum? Alo, stai așa! Bă, și a ieșit de pe server, frate. Deci uitați-vă și voi. Deci Ana iese de pe server. Bă, frate, am câștigat și eu odată un pa... Oh my god, ce e asta? Nu mă mai joc cu tine niciodată. Bro, cumva ăsta e pariul meu. Fraților, deci dacă... Deci respect Ana măcar că mi-a dat banii pe pariu dacă e aici. Bă, fraților, victorie! Asta vreau să văd, blocuri de diamant. Gata, mă, frate. Deci măcar a meritat să-mi bat capul toată ziua. Bă, câte blocuri sunt aici. A meritat să-mi bat capul toată ziua. Nu știu ce o să fac cu tot nivelul ăsta acum, sincer. E vreun centru de donat XP sau ceva de genul Minecraft? Adică nu știu, e destul de ciudat cum apare acolo jos.